Bună ziua! Numele meu este Cătălin Petrache, sunt director de dezvoltare în cadrul companiei Marcoser. Astăzi ne aflăm la distribuitorul nostru din comuna Băleni, județul Dâmbovița, SCN oricum SERV SRL. Alături de mine este domnul director general Ionuț Dumitru. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la noi în fermă! Bine v-am găsit! Suntem aici astăzi deoarece domnul Ionuț a ales să cultive varietatea HB101-153 și am zis să luăm câteva impresii la cald din ferma Nu Oricum Serv. Ionuț, ce ne poți spune despre această varietate HB101-153? De cât timp o cultivați, în primul rând? La noi în fermă am început cultivarea în 2017. Printr-o testare am căutat o varietate să aducem un plus pe masa consumatorilor. Ce am văzut bun și atractiv la această varietate, forma foarte interesantă, un pic costată și roz, are un gust foarte bun. Cum apreciezi, Ionuț, această varietate HB101-153? Pentru noi este foarte important la o varietate să aibă un pachet complex de rezistențe. Și varietatea HB101-153 are un pachet foarte mare de toleranțe. Este tolerant la virusul petelor de bronz, tolerant la nematozi și tolerant la virusul tomatelor. Practic un pachet extrem de important pentru cultura de tomate din România. Da. Fără toleranță la virusul petelor de bronz în anumite zone, chiar că nu mai poți cultiva tomate. Da, poți să pierzi cultura. Chiar și asta la noi este, în Băleni sunt unele zone care sunt foarte infectate și dacă nu ai toleranță, ai pierdut cultura. Practic, nu o duci la capăt. Nu o duci la capăt, exact. Sigur că da. Ca și gust, ca și transport din fermă către piață sau știu că voi vindeți și la supermarket, cum apreciezi această varietate? Noi vindem la supermarket și este foarte important rezistența la transport care o are această varietate. Livrând la supermarket, până ajunge marfa pe raft, durează un pic. De la noi la depozit, de la depozit la raft, plus la raft trebuie să reziste și pe raft, că degeaba a ajuns acolo dacă acolo se prăpădește și contează foarte mult, foarte mult rezistența la transport. Și această varietate, din fericire, o are ca și plus. Ca și plus gustul. Gustul este un gust foarte bun, foarte plăcut. Ne duce către gustul din copilărie. Are și culoarea, care e un roz foarte plăcut, atractiv. Și practic avem un pachet foarte bun, foarte bun de avantaje. Fermierilor care vor să testeze, vor să vadă această varietate? Să o cultive și să o testeze cu încredere. Este o varietate care se pretează la noi în România. Noi o cultivăm de 5 ani, automat am văzut plusurile și minusurile. Ce ai putea spune despre acest aspect? La plusuri am zis, la minusuri are un mic dezavantaj această varietate. Are o sensibilitate la păterea cafenie. Dar cu tehnologiile avansate care le folosim la momentul de față în culturile noastre, putem să prevenim acest minus foarte simplu. Cum ai făcut? La plantare facem mulcire totală, adică punem folie peste tot, nu numai pe lângă plante, punem peste tot folie de mulcire și practic creăm o barieră fizică între sol și plante, astfel încât nu antrenez sporii. Exact, sporii și atunci când faci umiditatea, de mentenanță. Exact, să nu vină pe plantă. Dacă nu avem umiditatea pe plantă, automat nu avem pătare cafenie. Și practic acest minus, să zicem așa, care îl are această varietate, îl putem veni noi și îl barăm, practic, cu o barieră fizică, folia de mulcire. Mulțumim, Ionuț, pentru și eu vă mulțumesc. Ai spus astăzi. Recomandăm să testați această varietate HB101-153. Vă mulțumesc pentru atenție și vă recomand să cultivați cu încredere această varietate HB101-153. Mulțumesc!